Un bărbat de 72 de ani din Piatra Neamț și-a găsit sfârșitul când s-a aruncat la geamul salonului în care se afla internat la Spitalul Județean Neamț. Pacientul se afla internat acolo, diagnosticat cu COVID-19 și nu a dat niciun semn apropiațelor sau cadrelor medicale că ar vrea să-și ia viața. Avocatul dumnealui a fost colegul meu. Că suntem doi preoți activi aici. Și paliativile, oncologia, ATI-ul, neurologia se bucură de atenția noastră deosebită. De asta avem fiecare un registru. Nu s-ar fi plâns, nu, nimănui din la dumneavoastră, nici dumneavoastră, nici colegului bărbat. Nu știu ce să vă spun. În momentul ăsta, ca preot, tata m-am gândit. Să știți că rugăciune să află cum îl cheamă. Restul mai lasă pe alții să-și facă fiecare trebușoara lui. Este pe secția de paliație, dar spitalul este tot COVID. Doar că împărțirea în spital era pe secția respectivă, la etajul 3. Paliație, ca bolnav COVID, a venit fiul dumnealui să-l viziteze conform ultimului ordin care permite accesul vizitatorilor pentru 15 minute. Fiul a plecat și la 10 minute, un sfert de oră, s-a întâmplat incidentul, din păcate. Vârsta aproximativă? Cred că e născut în 48. Bărbat, înțelegem? Bărbat, da. De cât? Stare foarte gravă? Avea două surse de oxigen, atât pot să vă zic. N-am citit fișa de observație. Îți era de mult timp internat în spital? Avea ceva? Nu știu, doamna doctor, de când era? De pe 9 aprilie.